Vă plac rinii mei? Salut și bine v-am găsit la un nou episod. În sfârșit a venit vremea să fac acest Q&A pe care l-am amânat pentru că voiam neapărat să filmez undeva afară, dar acum am apucat să filmez pe la 6:50 și ceva și cred că o să mă prind de seara, că de obicei așa vrea. Nu e bine. Și mai este motivul că nu mai scăpam de cușurile de pe față. Vreau neapărat să am fața curată când filmez acest Q&A, dar nici acum nu am, așa că știu că am zis asta, dar credeam că după 20 și ceva o să scap de coșul. Dar știu, probabil este că nu mănânc prea sănătos mereu. Ok, să începem. E bine, deja țipă un copil prin curte. Dacă mă văd vecinii, o să zică că am înnebunit. Care a fost prima ta reacție când m-ai întâlnit de la balet? Păi care să fie? Na, ți-am zis bună. Nu mai știu. Oricum știu că reacția pe care am avut-o când ai devenit locul întâi pe serverul meu de Discord a fost una de furie, cred. Oricum, acum cred că sunt pe locul 4 pe serverul meu de Discord, deci da. De ce crezi că Lucas este deștept? Nu o vezi, Lucas. Păi, Lucas vede niște replici din astea, îmi făcea să cred că este un băiat matur. Este un băiat inteligent, dar nu este așa matur pe cât credeam eu. Lucas zice la asta, why would you think I'm smart? Să știi că am dat like și subscribe la tine. Mă rog, YouTube, ce se face la suma de 2000 de abonați? Am un video pregătit pe care n-am mai apucat să-l editez despre Brawl Stars. O să fac custom pe fan, deja am mai făcut, dar o să mai fac. De câți ani ești profesoară? Cred că am mai zis, dar pentru siguranță, ăsta este al doilea an al meu, dar am mai predat înainte o jumătate de an la grădiniță de mai grădiniță, deci, să zicem 2 ani jumătate. Căline Nache, ce te-a determinat să te apuci de YouTube? Eu la început, acum 3 ani, voiam să mă apuc de vloguri și să fac vloguri astea de bune și super amuzante și chestii așa, dar nu aveam timpul necesar și de asta m-am lăsat. Acum nu că aș avea timp mai mult, dar cu gaming-ul e mult mai ușor, deci să stai să editezi, faci, să te duci în locuri. Și prima oară o să iau partea asta, după dacă merge și așa, o să mă reapuc și de vlog. Ștefan, când mai faci fashion show? Curând, nu prea știu ce să zic, să vă zic de astea, când fac, când... Pentru că eu, momentan, mai ales când sunt la mine la stat, apar lucruri. Nu pot să garantez că o să fiu la ora X și că o să fac la ora X. Pentru că nu depinde de mine. Rosy Money. Te uiți la seriale pe Netflix, dacă care a fost primul tău serial pe care l-ai vizionat, ți-a plăcut? Primul serial pe care l-am vizionat pe Netflix, nu mi-am amintesc acum, însă ori a fost Vlad, varianta turcească, dar nu m-am uitat decât la vreo 3 episoade, pentru că nu m-am apucat să cineva la televizor, m-am uitat la foarte multe episoade de Vlad odată și voiam neapărat să văd ce se întâmplă și m-am apucat, dar n-am văzut mai multe vreo 3 episoade. Cred că prima a fost unul la care se uita Mădălin sau unul la care se uita Cristina, nu mai știu niciunul cum se numește, dar o să vi le las aici. Cert e că nu prea mă mai uit la serial. Mă mai uit acum multe și la Rick și Morty, mai multe, dar nu pentru mult. Și da, în general mi-a plăcut ce am văzut. Dacă ai putea să te întorci înapoi în timp, ai schimbat ceva? De ce? În viața mea sau în viața omenirii? Există foarte multe lucruri care ar trebui, să zicem, schimbate. Dar să zicem că viața mea din momentul ăsta e ok, serios e ok. Chiar dacă ar fi ceva ce mi s-ar părea de gen, nu știu dacă ar trebui să schimb, pentru că poate lucrul ăla pe care schimb duce la o altă întorsătură a vieții și nu știu, n-aș vrea să se ducă mult mai rău decât ea. E cu duși întors. Dar oricum nu pot face asta prea curând, așa că să nu fac atât de multe griji. Crezi în ființe naturale? Da și nu. Cred că există, dar na, până nu vezi, nu crezi. Deși, sincer, n-aș vrea să văd fantome sau alte lucruri. În principiu, da. 70% cred că există. La care am trezit, eu cred în ființe supranaturale de când te-am întâlnit. Scuze, nu am fost tarții. Nu știu cum i-ai zis ori mie, ori Rosy Money, dar dacă mi-ai zis mie, mulțumesc. De la Cristina Mantu, dacă ai fi actriță, ce rol ți-ar plăcea mai mult să joci? Detectiv, avocat, mamă, regină, spion, ai zis că poate ai zis sună bine toate, dar poate, nu știu, spion sau regină, ceva de genul. Nu știu, eu sincer sunt puțin mai visătoare și mă gândesc că poate în viitor o să-mi ajung să-mi fac propriul meu film și să joc în el. Dar nu știu ce să fie, ceva poate cu puteri la naturale sau alte lucruri.
care consider că sunt calitățile tale? Dăm cel puțin 3 sau mai multe, dar sunt amuzantă câteodată. Doamne, nu am nicio calitate. Acum nu că cer atenție sau ceva, dar mi se pare că în general am mai multe defecte decât calități. Doamne, cât m-am gândit la asta. Deci asta cu amuzantă. Generoasă, destul de multe ori. Și sufletistă. Și un defect. Nu sunt deloc punctuală. Da, aproape deloc. Ăsta e unul din defectele mele mari. Mâncare preferată, nu mai știu dacă ai mai zis. Există o grămadă de mâncăruri preferate, însă ar fi să aleg mâncarea mea preferată, ar fi un desert. Probabil prăjituri făcute în casă. Azi ciocolata nu e mai prejos. Și pentru cei care o să ziceți că dulciurile nu sunt mâncare, să zicem așa, chiar și minunații cartofi prăjiți, deși știu că sunt ochi, pizza, chiar și mesteșorul și filet bites, chiar și salata de asta cu pui, salata aia de la Salad Box, cum îi zice, îmi place foarte mult. Este pui cu ananas, cu burun și mie îmi plac combinațiile astea. Și la fel, mai făceam orez, cum am învățat eu să fac la sushi, că în facultate eram în clubul de sushi. Și îmi place să mănânc cu burun și cu bateu. Știu că e amuzant, dar asta am mâncat acum un an, doi, când țineam post, în prostie mâncam așa ceva. Cam asta, dar nu am o mâncare, să zic, preferată. Chiar și shawarma e bun. Dar sincer, pe Kinder Bueno, azi nu știu ce zice. Poate prăjitura cu fanta făcută de mamă, poate prăjituri făcute de mamă. Dar Kinder Bueno e deliciu, este deliciu. Dacă ai putea să călătorești din doar în vizite, fără să influențezi într-un fel, unde mergi în viitor sau în trecut? Cred că pentru a nu fi bulversat sau alte lucruri, aș merge în trecut. Poate atunci când eram eu copil, sau mai tare, atunci când părinții mei erau copii, să văd cum era prin sat atunci, sau bunicii și cum vorbeau limba aia veche. Se pare fascinant. Eu câteodată îi mai pun pe bunicii mei să-mi povestească de vremurile lor. Aveam eu o idee când eram ca să scriu o carte, dar acum nu mai. Nu cred că aș putea să stau să aleg să scriu o carte și cu limbajul lor și așa. E prea mult de muncă. Dar mi se pare așa super interesant dacă aș putea să merg. Să-i văd, doar să văd, ca la un film, să mănânc ca la un film. Și în viitor poate aș merge, dar aș avea niște rețineri. Să nu știu, poate se întâmplă ceva grav, n-aș vrea să aflu. Cred că după, dacă m-aș întoarce, nu va mai fi la fel viața. Mai ales că vreau să mă duc în momentele astea în care erau bunicii mei acolo, fericiți și toate lucrurile astea. Nu cred că are cum să mă afecteze într-un fel negativ. De ce vedeți ăsta personaj din joc? Ai sau ai avut crush? Pune și o poză. Nu pot să zic că crush-uri, așa că am avut crush-uri, să zic că eu aș vrea să fiu asta și să fim fericiți. Nu, eu aveam crush, nu știu cum să zic, să fie împreună cu cine trebuia să fie. De exemplu, când mă uitam la Harry Potter, îmi plăcea foarte mult de Ronald Weasley. Și voiam, deci eu din primul film am vrut să rămână cu Hermione. Eu, nu știu, simțeam așa ceva între ei și aveam crush pe ei amândoi, nu știu cum să zic. Adică să fie ei împreună. Mi-e drag foarte mult de ei și vreau să rămână ei cu ei, nu cu mine sau ceva de genul ăsta. Dar da, să zicem, de ce mi-a plăcut Sasuke, e o mare parte. Tot ce așa cu el, dar și el tot așa, voiam să rămână cu Sakura de la început, deși au fost amândoi au ajuns să fie super enervați pentru mine. Iarăși, Hak din Akatsuki no Yona, de care mi-a plăcut foarte mult și voiam să rămână cu Yona. Cum a zis Ron, și nu știu acum, nu-mi dau seama, o să mai pun eu poze dacă este. Și mai place din League of Legends. Un skin de al unui master, chiar nu mai știu cum se numește. Și skinul ăla al lui Talon, dar pe ăla l-am și cumpărat la ușa. O să mai pun poze dacă mai aduc aminte de cineva. Unde preferi?
La mare sau la munte? Când eram mai mică, ziceam mereu că la mare, pentru că îmi plăcea să stau în apă și să râd cu Cristi și cu Cristina, să ne distrăm, să facem jocuri diferite în apă, nu știu. De exemplu, să stăm într-un picior când vine valul și să treacă peste noi valul. Mamă, de ce am râs? Chiar și anul trecut am fost doar cu Cristina și cu niște prietene de-ale ei. Am râs, cred că într-o zi la mare, câteva ore, că făceam tot felul așa de challenge-uri în apă. Foarte amuzant. Dar și la munte e interesant să te duci să faci drumeții. Nu știu să zic. În general, muntele și așa, pentru că ajuns să fii la o înălțime foarte mare, inspiră și multă aventură, dar îmi inspiră și multă frică. Și să zicem, hai să alegem marea de data asta, cu toate că și la munte îmi place foarte mult. Câine sau pisică? Greu. Păi, cred că pisicile mi se par mai drăguțe așa, mai ciucă. Sunt așa ele, foarte elegante și nu știu cum. Însă, îmi plac și câinii aia când au făcut ceva prost și se duc așa cu niște urze cățeluși. Așteaptă să-l iert sau alte lucruri. Nu știu, am amândouă sunt drăguțe. Poate un pic mai mult aș alege pisica, pentru că e o doamnă așa și se uită de sus câteodată la tine. Și că sunt drăgălași așa. De exemplu, eu spuneam când eram mai mică să mângâi și un cățel și să fie așa afectos ca o pisică. Adică pe pisică o văd... Pisică o văd undeva așa, iar pe când undeva... Mai e un lucru care nu-mi place la pisici și poate care mi-ar plăcea mai mult la câine, dacă ar fi să am în casă. Știu că pisica aia a fost, am mai zis și câinele trecut, că nu sunt eu că cu animalele de companie sunt în casă, pentru că aș vedea păr pe ce tot. Dar așa aș ști că pe raftul de la bucătărie câinele nu a avut cum să se urce. Așa de pisică știu că aș putea să văd germen peste tot, dacă aș avea un dispozitiv în care să văd oriunde a fost pisica aia, aș vedea că a fost peste tot. La câine nu ar putea să urce peste tot și poate aș fi puțin mai în siguranță un câine, să zic. Dar nu știu, cred că tot pisica rămâne, că am avut mai multe aventuri cu pisicile. Când eram mică și mai stăteau pisicile prin curte, încercam să am grijă de ele și astfel de cuvine. Și singura care ai plâns. Nu-mi dau seama. Am plâns la multe, am plâns și la Harry Potter. Cum ziceam și în clientele trecut, la Parasite am plâns. Nu-mi dau seama acum, dar dacă o să-mi aduc aminte, o să zic, trebuia să-mi facem niște notițe. Mă gândeam mai bine la întrebări și îmi făceam niște notițe, dar n-am făcut. De când te-ai apucat de gaming? Like, să vadă Ana? Păi m-am apucat acum vreo 3 luni sau 4 luni. Nu știu dacă se fac 4. Dar vii tu. De cât timp ești împreună cu Mădălin? Uite, exact astăzi când filmez asta pe 16, nu știu când o să-l vedeți voi, dar eu filmez pe 16, facem 2 ani și 2 luni. Pe 16 martie este aniversarea noastră. De cât timp îl cunosc pe Mădălin? Păi, noi am fost în același liceu, deci practic din vedere îl știu de multe. De timp de 12 știu că știam din vedere, dar nici măcar nu o salutam, nu aveam contact. Din august, septembrie 2017, așa, am început noi să ne jucăm în LOL împreună și de atunci ne cunoaștem. Și pe martie 2018 a fost de LOL. Ce joc îți place cel mai mult? Cum a zis și în timpul trecut, mie îmi place Future Cop LAPD. E un joc cu roboți. Bine, sunt jocurile copilăriei. Dar să zic așa și de Jaja Rabbit 2, Harry Potter și de GTA. Nu știu, nu am un joc preferat. Dar îmi plac aproape, îmi plac toate jocurile pe care le joc. Am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că e niciun joc de ăsta, să zicem, la care poți să crești online. Nu am stat să-l învăț, adică, da, poate mă plâng câteodată că nu sunt bună sau așa, dar eu nici n-am stat să-l învăț. Eu mă apuc de altul și de altul și de altul. Sunt așa, mă apuc de altul, mai joc pe ăla, după aia mă apuc de altul, mai joc pe ăla și nu ajung să, nu știu, să fiu bună la niciun joc. Mă joc toate jocurile, dar pe toate le joc cam prost. Da, acum haterii o să fie fericiți că am zis asta, dar cam așa e adevărat până la urmă. Că, nu știu, cred că mi-e greu să depun atâta energie încât să stau să învăț un joc foarte bine. Care este mâncarea ta favorită? Am zis când m-a întrebat Cristina.
La cine ții mai mult? La fratele sau la sora? Aoleu, asta e o întrebare grea. Nu știu să zic la cine țin mai mult. Țin la amândoi la fel, zic eu. Poate nu știu, poate azi țin mai mult la unul, poate mâine țin mai mult la altul. Nu știu. Dacă ar fi să o luăm pe timp, cred că mai mult timp am petrecut cu Cristina, pentru că suntem și fete. Zicem, ne mai machiem, ne mai, nu știu, ne mai aranjăm, avem interese în comun. Dar asta nu înseamnă că scade din prietenia cu fratele meu. Nici de cum. Eu cu fratele meu câteodată găsim amuzante niște videouri care cineva ar zice, what? De ce? Chiar și Cristina. Dar zice, de ce crezi tu că e amuzant așa ceva? Nu e amuzant deloc. Și să zicem și asta ne leagă. Deci cu amândoi mă înțeleg foarte bine. La amândoi țin la fel. Știu că unele persoane ar putea să zică, nu ai cum să ții la amândoi la fel. Sigur ții mai mult la unul. Dar eu simt că țin la amândoi la fel. Poți să joc cu tine Brawl Stars? Da, poți să joci, ai mai și jucat. De ce ai ales să faci gaming? Am zis tot așa mai devreme. Asta a fost de la Gabi YouTube, de la Ionuț Family acum. De când ești profesor, am zis, de ce te-ai apucat de YouTube? Am zis, îți iubești abonații și cât de mult. Da, îmi iubesc abonații, dar având în vedere că a mea comunitate este formată din foarte mulți copii, există și supărări copilărești pe care am început să nu le mai înghit. Sper pe mine că eu nu te-am apreciat când tu ai desenat nu știu ce ești prea pe perete la Fortnite cu inimioară și eu nu l-am văzut și îți pui minile așa și te super pentru că ești copil și asta e tu. Da, deci comunitatea mea e bazată pe copii și să zicem nu că nu vă iubesc, dar copilăria o să existe mereu. Când o să faci video cu iubitul tău? Eu am făcut deja video cu Mădălin. Nu mai zice live că am jucat CS împreună și Valorant, dar am făcut chiar un video mai demult cu League of Legends. Dacă întrebi când o să stăm amândoi așa unul lângă altul, cum filmez acum ăsta, nu știu să zic, o fază de pisică. Poate îl convingă vara asta să facem un video împreună. Îți place Fortnite? Da. Cum îți se pare această pandemie de coronavirus? Mie nu-mi place, vreau la școală. Pandemia asta a schimbat multe lucruri. Ar fi culmea să zic că îmi place că e pandemie. Nu! Aș fi vrut tot să fim bine și să fie toate lucrurile aranjate. În ceea ce privește jobul, să zic, ca profesoară. Da, este mult mai greu să le explici copiilor din mesaje mai mult. E foarte greu să te faci înțeles dacă ne ești, să zicem, față în față. Că despre pandemie, în general, această pandemie a furat multe lucruri. A furat libertate pentru oamenii de la apartament. Este greu. Este foarte greu că știu că și eu am fost acolo. Bine, nu sunt genul care ieșeam foarte mult din casă. N-am de ce să mă plâng, că stăteam foarte mult în casă. Ceea ce nu-i bine, dar acum de când am venit acasă, că eu aici îmi lăs mai mult acasă, e bine. Am mereu natura aproape, n-am de ce să mă plâng eu. Dar da, foarte mulți oameni au avut de suferit. Postscriptum, atât a fost și aceste întrebări. Pup. Mulțumesc de întrebări. Dar îți vă invit, care sunt personajele tale preferate din Naruto, Naruto și Puden? Naruto și Puden am văzut doar până la episodul 300, nici nu prea mai știu pe mulți. Îmi plăcea foarte mult de Sasuke, na, după aia s-a mai schimbat el, nu mi-a mai plăcut așa mult. Chiar și de Naruto îmi place că e mereu el acolo să fie, să ajute pe toți, să face încrederea în toți, dar poate fi și cringe de multe ori. Și mai place așa de Kakashi, mai place așa de Deidara și Kamaru și Sakura. Mie îmi place de Sakura. Bine, ajungea ea să fie mai enervantă, dar îmi place așa de Gara. Nu știu, erau multe personaje. Ok, o să las poze ei. Gabriel Izuzvai, de cât timp ai canalul și de când joci Fortnite? Canalul eu l-am făcut în 2009, dar acum 3 ani am postat clip și acum 3 sau 4 luni m-am apucat de gaming și Fortnite, să zicem că joc de 3 luni, dar nici pe alea bine. Cum am zis mai devreme, nu sunt genul ăla să stea să toace un joc. Mă joc mai multe. Deși da, nu e bine dacă vrei să te apuci canalul de joc. Alex, da, ce trebuie să facă să faci o promovare? De ce te-ai apucat de YouTube? Ce telefon ai? Promovare poți să ai și pe serverul nostru de Discord, la promo. Și, în general, te uiți în descriere pentru promovare. De ce m-am apucat de YouTube? Sigur am mai răspuns, te uiți la ambele Q&A-uri și ce telefon ai? iPhone 7. Daniel, ca ce părere ai avut despre mine? Cât timp erai elev, sincer, să zic, mi se părea că ești mai la locul tău. După aia cred că te-am auzit odată în jurul și am zis, ups,
dar mi-am dat seama că mulți copii fac asta, la modul și așa, așa. Deci nu ai fi fost singurul. Ca să vorbesc strict despre YouTube, sincer mi se părea că tu chiar apreciezi ce fac și parcă chiar așteptai să mai postezi, să mai vezi conte de la mine sau așa. Eu asta am simțit, că tu chiar ai vrea să mai postezi și să mai fac video. Mi-a plăcut chestia aia. Mai ai posturi la acelea? Da, l-am. Și chiar voiam să iau tot ce mi-ați mai făcut voi, să fac așa un mare poster cu toate. Vedem, îl mai am, dar sincer e pus bine pe undeva. Doar că eu când pun unele lucruri bine, nu mai știu unde le-am pus, le pun prea bine. De aruncat, nu l-am aruncat, pentru că eu de obicei lucrurile astea le păstrez. Păstrez și ce-mi fac fetițele de clasa 1, îmi dau șervețele cu inimioare făcute din cerneală și eu și pe alea le păstrez și mă mai la ele așa din când în când. Cât o să-l vedem pe SV Junior, deci că vorbește copil. Am zis și în primul rând, nu știu, cred că după 30, nu știu dacă mai devreme de 30, vrei să îi cheme pe copil. Nu m-am gândit prea bine, dar aș vrea niște nume care nu sunt foarte folosite, pentru că deși îmi plac multe nume pandemii, chiar și numele meu, nu aș vrea să pun un nume din ăsta să strige Ana, strige Ana în curtea școlii și se întorc 7 fetițe. Aș vrea un nume mai diferit, să fie să strigi copilul și să se întoarcă doar un. Să zică, îl știi pe puncte-puncte și să zică, a, da, știu, e clasa nu știu cât. Deci fie strict omul, nu Sofia, nu David. Mi se pare că Sofia și David, chiar dacă sunt niște nume drăguțe, mie sincer, numele David mi se pare foarte drăguț. La un moment dat ziceam, dacă o să am un copil, poate îi pun și numele David. Dar, fiind atât de mulți David pe la școli, cum am eu copii mici, David Sofia, nu aș vrea să pun copilul meu un nume foarte, foarte comun. Mihai Andrei, n-am nicio întrebare. Ok. George Holban, ce părere ai despre efectul placebo? Acest efect poate fi folosit și în mod benefic și în mod destructiv, după părerea mea. Să zicem benefic. Îi dai copilului tău, să zic, un pahar cu apă și îi spui că ai pus acolo ceva, un pahar cu apă, să zicem, eu colorezi un pic sau ceva și spui că i-ai pus acolo ceva să țină minte mai bine și poate să-l ajute, de exemplu, poate chiar învață mai bine, că se gândește că paharul ăla de ce ai pus tu acolo l-a ajutat. Dar poate fi și destructiv atunci când îi spui unuia, ia țigara asta și fumează-o, îți dă niște stări și după aia s-a apucă de fumat. Deci poate fi folosit și într-un mod bun și într-un mod rău, după părerea mea. Te-ai lăsat de YouTube pentru... cât e aici? Te-ai lăsat de YouTube pentru 1 milion de euro? Bă, cred că da. Și nu cred că e un capăt de țară, pentru că nu a zis clar să nu te mai apuci pe alte platforme. Deci poate m-aș apuca pe Twitch și aș avea și bani. V-aș face giveaway-uri, de ce să nu vă bucurați? Câștigăm toți. În orice caz, dacă m-aș lăsa, nu aș uita de voi. Adică tot aș păstra... aș comunica cu voi sau așa, doar că aș avea mai mulți bani în portofel. Justin e tare, da sau nu? Justin, nu știu, Justin câteodată ești chiar drăguț, dar câteodată poți să fii mai mult sau mai puțin enervat, fără supărare. 24 Andrei, 24, mi-a pus 24 de întrebări. De când ești cu Mândălin? Am răspuns. Din ce creșteai la BAC? Păi chiar am învățat mai mult la biologie, la română am încercat și la mate, tot așa, să zice că am încercat. Dar la biologie chiar am învățat. Ce zodie ești? Leu. Care se preferează tot după Cacașii? Sasuke. Cred că chiar dacă a fost Irenevan, cred că tot Sasuke rămâne. Care e mâncarea ta preferată? Am răspuns. Ce se mai întreb? Nu știu. Câte chile ai? Aoleu, nu vreau să vorbesc despre asta. Eu vreau să am 50, dar cred că am 52. Cel mai mult aș vrea să am 47. Poate mă apuc de sport. Vreți să mă apuc de sport și să ne apucăm împreună, care dintre voi sunteți, să zicem, puțin mai grăsut? Să postigem pe canal, nu știu dacă zic, o dată la săptămână un update și să-mi ziceți și voi cum m-am mers la voi. Dacă vreți, facem. La 8 nu știu ce să răspund. Ce planuri ai pe viitor, gen pe gaming YouTube? Aș vrea să fac așa un show, să mă reapuc pe vlog-ul, să scot și niște melodii, poate. Îmi face orice YouTube care se respectă.
la 10 mă întreabă 10, la 11 mă întreabă ce faci, ce îndei. Un alt motiv pentru care te-ai fost profesoară, în afară de că îți plac copii. Un motiv sincer pentru care m-am fost profesoară este că am vacanța de vară liberă. Frate, știi că două luni, cred că, să zicem, două luni sau mai puțin, nu te mai scrie nimeni cu job. La ce job? Mai ai vacanță și de iarnă, și de vară, și de primăvară. Și mai e o chestie. Așa, nu știu, sincer, că m-am făcut și de asta. Pentru că ești așa în centru atenției, copiii se uită unii așa la tine și poate, nu știu, poate și eu supăr un pic de atenție. Că sunt un copii care certe frigere și Doamna, te-a așteptat mura de îngheță, știi, se umple așa inima. Și eu văzusem chestia asta când am fost la grădiniță. Că nu știu, vin la tine, te salută, parcă nu știu, parcă ești o mică vedetă. Când ești profesor. Când te lași de vorbă? Păi nu mă las. Ce nimeni mai știe, nu-mi pasă, dar nu știu ce să mai întreb. Păi e engleza și japoneza pe care ne-am făcut în facultate și mai știam franceză în liceu, dar acum nu mai știu aproape deloc. Mai știam puțin coreană, că am făcut vreo 3-4 luni în curs. Și n-am mai apucat să mă, pe Memrise, o aplicație din asta, m-am mai apucat să de vreo 10 limbi, știi, chineză, bine, tot începători, învățai să zici mulțumesc, bună ziua, chineză, spaniolă, italiană, rusă, nici nu mai știu de ce m-am apucat să spaniolă și italiană, să zic că mai înțeleg, dar nu știu așa bine, pentru că atunci când eram mică, mă uitam la telenovele. Ne-am uitat la câteva telenovele și nu știu, mai înțeleg așa din ce zic, dar nu știu foarte bine. Care este cel mai bun caracter al tău pe LOL? Adică cu cine joc cel mai bine între sus? Nu știu ce să zic, îmi place pe un joc cu nimeni. Zicem Zaira, MF, Morgana, Vladimir, deci dacă mă aude frate meu sau Mădălin, o să râdă în hohote. Deci, nu știu. Probabil că nu am. Nu știu ce să mai întreb, dar vreau să ajung la întrebare așa. Cum a fost Paștele? A fost plăcut tare? Te-ai gândit vreodată să te apucai tu? M-am gândit. Cât de te gândești la sentimentele unui pui de găină? Să știi că destul de des. Adică, iar vine pisca. Câteodată mă duc unde avem noi găinile și stau și mă uit așa mai aici. Ori ce cred de asta că se uită, că se uită pe aici prin curte sau că se uită la mine sau ce simte când îl taie? Cum este la noi obiceiul? Când eram eu mai mic, acum nu se face că nu mă mai uit. Ieșeam și eu cu ea, mama aia cu găina pe urmă. Și trebuia să aștepte, dacă nu era tata acasă, să treacă un bărbat și să-i taie găina. Și o simție. Deci pisica aici și se tot perindă pe lângă scaunul pe care e pus de pieduș și sper să nu cadă. Da, și stau și mă gândesc, sau când se uită el la mine și fac sau ceva. Oare ce cred un sau? În fine, mă mai gândesc la asta. Dacă Adam și Eva erau albi, cum de există oameni de culoare? Dar de unde știi tu că Adam și Eva erau albi? Ai fost acolo? Dacă un meteorit a distrus viața după pământ, noi cum ne-am răspuns? Am un răspuns foarte bun. Omul mereu găsește un mod să se întoarcă. Dacă te abonați să faci fan meeting, te corectezi, este friend meeting, în primul rând, sau nebol meeting. Și eu îl fac și acum, că știu că acum suntem destul de puțini, adică n-ați venit foarte mult și aș putea să stau să comunic cu voi, deci cum trece asta cu COVID-ul sau așa, ne vedem într-un parc din București, zic eu. La ce te gândești acum? Mă gândesc că deja se înserează și eu nu termin Q&A-ul și ar putea să mă lase și patinii. Darius DHT, nu știu că ai mult mai mulți abonați decât de mine, dar am o propunere de colaborare pe YouTube să filmăm un video pe canalul meu și unul pe canalul său de 1v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 1 Răspunde, please, știu că nu este scrie cu canalul meu, dar ok, răspunde, please, știu că nu este foarte profitabil, nu este de profitabil sau neprofitabil, însă eu nu dau 1v1, mai am niște mici hateri sau care au fost hateri și nu mai sunt și mă invitau la 1v1, fraților, știți că nu o să accept, de ce să accept să fac 1v1, să dau 1v1 cu voi, dacă știu clar că mă bate, vezi că ce sens ne pierdem timpul și eu și voi. Dar dacă vreți să filmăm altceva, desigur, Eduard Zepcu, poți face o promovare la canal, ai pe serverul de Discord promo sau ai în descriere ceva informații despre cum poți primi promovare. Dar DHD, de cât timp faci stream și, și cât timp ți-ar lua să faci primit 1000 de abonați? Păi nu știu, cred că în vreo două luni am făcut 1000 de abonați, dar atenție, aveam când am reînceput 160 și ceva de abonați, 164 cred, și mi-au mai donat pentru promovare Snappy TV și vă mulțumesc.
prieteni și lui Alex Ivan, a donat pentru mai multe promovări. Și de asta am crescut eu așa rapid, pentru că au donat pentru raiduri. Consider că poți crește mai ușor pe YouTube cu stream-uri sau cu videoclipuri. Consider că puțin mai ușor, nu știu cât de bine zic, că sunt mai la început, dar consider că cu stream-ul poți crește puțin mai ușor la început, pentru că apar mai ușor recomandările YouTube-ului. Cel puțin așa am văzut eu, chiar așa e. Însă, dacă vreți să vă apucați, nu faceți ca mine. Faceți live clip, nu numai live-uri. Oamenii se fixeze. Și faceți lucruri atrăgătoare pe canal. Eu, în ultima vreme, nu prea am mai făcut nimic atrăgător, doar mă joc și alte lucruri. Am văzut că lumea face turne, lucruri foarte atrăgătoare după mine. Da, deci faceți lucruri interesante din ce oraș e, București sau Coșereni, iar urmă. Ai monetizarea activată pe canal, dacă nu ai, de ce nu activezi? Pentru că nu am încă 4.000 de ore vizualizate. 3.251 aveam ultima oară. M-am uitat numai să mă uit acum, că și așa mi-e frică că se termină bateria de la cameră. Opțional, dacă vrei, te poți uita pe canalul meu și să spui care, ce crezi că ar trebui să mai spune. O să mă uit după ce fac acest lucru, să fac live-uri în fiecare zi, dar după ce termine pentru privat și de asta îl văd la secțiunea de videoclipă. Nu știu, eu te sfătuiesc să le lași și pe public. Asta e sfatul meu. Alex Gaming a spus ei, statele drujbar, adică neonatul, adică Nicu, mă treabă, ce notă ai avut la BAC? Eu am avut 8.41. 8.41, la română am luat 8.40, la mate am luat 7.55 și la bio am luat 9.30 și n-am făcut contestație că mi-a fost frică. Alexandru Vrum, vrei să te lași de YouTube? Nu, acum la YouTube. 2. Îți plac serialele? Da, îmi plac, dar tot așa, nu mă organizez bine timpul și nu am făcut mult. 3. Care este orașul tău preferat? Nu știu care este orașul meu preferat, dar vreau în viața să ajung la Tokyo. Alex Gaming, la ce persoană ții cel mai mult pentru Q&A? Nu am înțeles întrebarea. Adi Bulioiu, bună, sunt nou pe canal. Violeta Zdraf, eu voi intra puțin mai târziu pe live, sorry. Ai iubit? Dacă da, eu sunt Luana. Nu, Emanuel, nu e. Justin mă treabă. Dacă este ascultător Justin, sincer, nu prea este ascultător Justin. Ales de ascultat, frumos, îți mulțumesc de compliment. Să dislike să vadă. Și Ene Ștefan îmi zice, lasă-te de YouTube. Ne-a spus, eu nu treabă, de ce? Căline Nache, lasă-te tu de viață, brădăre. Nu se te lasă de viață, dar poate mi-i place ce fac pe YouTube și ai exprimat și el opinia. Oricum eu nu mă las, dacă primesc milionul ăla despre care vorbeai și cam atâta este. Am reușit cumva să primesc acest Q&A fără să mi se oprească când nu vreau, dar ce? Și am terminat de filmat Q&A-ul. Văd că mi-arată că nu mai am baterie, e bine, am reușit să-l filmez. Vreau să mai zic câteva lucruri. Să nu uitați să puneți codul meu pe shop în Fortnite, pentru că vă dispare odată la ceva vreme. Să se evena. Bun. Să nu uitați să intrați pe serverul nostru de Discord, pentru că suntem niște nebuni extraordinari. Și să spuneți la acest Q&A foarte sincer ce ați vrea să mai vedeți pe canal. Adică ce ați vrea să fac, ce vi se pare că lipsește pe acest canal, cu ce vi se pare că aș putea să continui pentru a atrage cât mai mulți oameni sau pentru a vă reatrage pe voi dacă nu vă mai place ce fac. Eu vă aștept să scrieți cu mine minte și de asta vreau să le scrieți aici în Q&A ca să văd clar tot ce trebuie să fac și chiar o să încerc să mă țin de ele mai mult decât am făcut până acum. Apropo, pentru că ne vom întâlni la București la Friends Meeting, deci toată nebunia asta, o să vreau să avem și un salut de ăsta specific nebunilor și m-am gândit să fie așa. Nu uitați de slow motion-ul de la final. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și vă mai aștept pe aici. Pa, pa!